Zilele astea mă uitam prin comentarii și am văzut că mi-a scris cineva: salut, am observat că Ilie promovează Forex, poți face un video despre Forex? La care am răspuns: salut, nu mă ocup de Forex și nu vreau să mă bag în lucruri despre care nu știu aproape nimic. Și am fost curios să văd ce clipuri face Ilie despre Forex. De fapt știu câte puțin despre Forex pentru că am prieteni care se ocupă de asta. Am intrat pe canalul lui, pe clipul lui, m-am uitat puțin și... a spus că a făcut $10.000 într-o singură zi, dintr-o tranzacție, și că a început cu $500. Unde-i? Era pe aici. Că a început cu $500 și a făcut, uite, 22.888, scrie aici, în doar 4 luni, tot felul de chestii, și a spus că și-a făcut un grup de Telegram cu plată și tot felul de chestii din astea. M-am dus în descriere și am văzut aici skyforexteam.wixsite.com. Să-mi cadă fața când l-am văzut, pe marele maestru Ilie cu site făcut pe Wix. Măcar dacă era făcut cu Wix și avea domeniu. Deci nu din asta .wixsite.com, asta e un subdomeniu. Putea măcar să... îmi cer scuze. Putea, dacă le interesa așa de tare, să își ia un domeniu. Ok. Am dat click pe site-ul ăsta, uite, l-aveam descris aici, și am văzut așa ceva. Deci eu, ocupându-mă de affiliate marketing și CPA marketing, eu fac funnel-uri, fac landing page-uri. Când am văzut chestia asta, să-mi cadă fața. Deci pagină mai urâtă decât asta nu ai putea să faci. Serios. Și tu acum, dacă n-ai nicio idee despre cum ai putea face un landing page, intri pe Wix și ai putea să faci ceva mult mai frumos decât chestia asta. Am citit, costă $50 ca să te bage în grup și folosește Skrill. Dacă nu știți de ce folosește Skrill, ei bine, dacă data trecută când a făcut asta a folosit PayPal. O grămadă de lume a vrut să-și ia banii înapoi și cu PayPal îți poți lua banii înapoi dacă ții o țeapă din asta. Pe Skrill nu știu dacă poți face asta. Și în plus, și-a pus link de afiliere pe landing page. Serios, despui că faci $10.000 într-o singură zi și apoi pui link de afiliere ca să faci cât $100 în plus. Hai să fim serioși. Cine ar face așa? O persoană care câștigă mulți bani dintr-o chestie nu ar face așa ceva. 2. Îți crezi cont. Putea măcar să pună pe cineva să scrie chestia asta, pentru că e plină de greșeli gramaticale. După cum vedeți aici, nu facem refund, pentru că majoritatea ar dori să-și ia banii înapoi după ce își dau seama că au fost țepuiți, că sunt semnale proaste, pentru că dacă erau semnale bune, le foloseai tu și făceai o grămadă de bani cu acele semnale. În plus, ce faci aici, nici nu cred că e legal. Fac pariu sau... nu fac pariu, dar nu cred că are firmă. Odată ce trimiteți banii prin Skrill pe contul ăsta, pe e-mailul ăsta, probabil nu are firmă. Nu știu în Moldova care e faza, nu știu dacă te saltă ANAF-ul acolo, nu știu dacă se numește ANAF în Moldova, Agenția Fiscală Antifraudă. Și da, e o mare țeapă chestia asta. Spune că și-a luat BMW M5, de fapt e BMW Serie 5 cu pachet M. E o mare diferență între mașinile astea două. Spune că și-a luat BMW-ul din banii de Forex. Și totuși face curs și își face pagină cu Wix. Mai e și urâtă. Vrea și banii prin Skrill. Și am aici un PDF, un e-book creat de stmforum.com. Dacă nu știți care e treaba cu forumul ăsta, nu fac reclamă, chiar nu fac reclamă. E un forum, un site unde se strâng toți boșii din affiliate marketing, persoane care fac milioane de dolari pe lună din chestia asta și e pe bune. Ca să vă înregistrați pe forumul ăsta trebuie să plătiți $99 lunar. E un forum privat, un forum premium. Și citiți ce zice aici domnul Maor Benaim, super affiliate. Un super afiliat e o persoană care câștigă foarte mulți bani din affiliate marketing. Real gurus teach for fun. Ilie nu este un real guru pentru că el face altceva, face asta. Puteți pune pauză la videoclip, dacă știți engleză puteți citi, dacă nu știți puteți băga treaba asta pe Google Translate. Vă fac eu un rezumat. Persoanele care fac bani cu adevărat dintr-o chestie, cum e Forex sau Affiliate Marketing, nu se ocupă cu cursuri. Mai sunt, într-adevăr, persoane care fac cursuri, dar sunt și foarte mulți care vă vând vise, visuri, care o fi pluralul la cuvântul ăsta, că o să faceți foarte mulți bani, venit pasiv și alte lucruri care nu sunt reale. Ei se concentrează pe vânzarea de cursuri și ei fac bani prin chestia asta. Ei vând cursuri, nu fac bani din Forex, vând cursuri de Forex, nu fac bani din Affiliate Marketing sau din dropshipping și fac cursuri despre chestia astea. Nu întotdeauna e cazul, dar vă asigur că la Ilie e cazul. Într-un an nu știu cât de multe ai putea să înveți despre Forex, din câte știu se învață destul de greu, se pierd mulți bani, dar și dacă înveți chestia asta bine poți face o grămadă de bani. Ilie e cunoscut pentru multe schemuri, giveaway-uri false și alte prostii de genul, alte scandaluri cu case, știți voi despre ce e vorba. Și chiar aș vrea să nu picați în plasa lui, am făcut acest videoclip ca să nu picați în plasa asta. De ce să dați $50 pe așa ceva? Cu $50 poți face multe. Poți să-ți iei un e-book la $6 de pe Amazon despre affiliate marketing sau chiar despre Forex. Poți să te uiți sau poți să-ți iei un curs despre Forex, ceva ca lumea, nu știu dacă găsești la $50, dar decât să îi dai lui Ilie pe niște prostii, pe practic nimic, mai bine îi păstrezi. Eu cred că am adus niște argumente destul de solide și chiar sunt curios dacă o să vadă Ilie videoclipul ăsta și poate o să-i fie așa puțin rușine, nu mă vedeți acum, dar mi-am pus degetul la obraz, știi, rușinică, pentru că încerc să țepești copii, pentru că majoritatea care se uită la tine, Ilie, sunt copii și care se uită la mine, în general, cei care se uită pe YouTube sunt copii, o parte destul de mare, mai ales la noi. Și să iei bani așa de la ei, nu știu cât de ok e, dar am văzut că nu prea-ți pare rău. Eu cam atât am avut de zis. Încă o dată, aveți grijă ce cumpărați, aveți grijă de la cine cumpărați, unde trimiteți banii și încercați să verificați mai multe surse, încercați să întrebați persoane înainte să faceți o achiziție de genul. Și dacă vedeți vreodată o pagină atât de urâtă și făcută cu Wix, când vedeți aici .wixsite.com, închideți și vedeți-vă de treaba voastră pentru că e țeapă.